Bună seara, dragii mei! Sunt Arutela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascende, nod, nord, în săgetător. Etalare pentru aproximativ septembrie-octombrie, dacă vreți să fie doar pentru septembrie, alegerea voastră, dacă vreți să fie pentru mai mult, iar veți trăi și veți vedea. Nu uitați că etalările nu sunt chiar atât de fixe pe cât am vrea noi să credem. Înainte să încep chiar și pre-etalarea, unii dintre voi sunteți zburiați de o energie, de un fost, de o fostă, de o energie veche care probabil că e mai impulsivă. Preetalarea arată că ceva se întâmplă. Oriunde dintre voi vă întâlniți flacăra geamănă, ori o nouă dragoste, dar cu chestiuni, o nouă dragoste a venit, da? Dar cu aspecte foarte profunde. În spatele acestei noi iubiri sunt chestii pe care nu le înțelegeți chiar așa de repede. 22 să fie un număr important. Calea cuiva sau nu, data nașterii sau 22 septembrie, vedem 22-26, ceva se întâmplă. Poate această nouă dragoste, poate vă vindecați de ceva, poate să fie un copil acasă, în familie sau un ghid spiritual vă vindecă. Vă arată calea fiind, eu știu, o nouă dragoste față de voi. Sunt multe variante. Multe variante. Eu o să pun cărțile, fiți autentici și cineva vă dorește din punct de vedere fizic foarte, foarte mult. Apoi și că mai e ceva pe acelea. 22, interesant, apropo de cale. Vorbeam de cale. Cineva vă arată calea sau trebuie să vă... Ia uite... dar în calea voastră un mare dușman. Cu diavolul și cu șarpele, un mare dușman de care trebuie să vă vindecați. Dușman sau persoană obsedată, că șarpele este sufocant, ursul are energie, o energie foarte intensă, dar care atras de lucruri dulci, probabil aveți o dulceață, aveți ceva care atrage lumina voastră, poate a unora dintre voi atrage, depinde ce sunteți, unde sunteți. Ce aici? Haide, asul de spade, asul de monede și a văzut și asul de cupe. Regele de cupe. E un personaj la distanță care vrea să schimbe energia dintre voi. În ce sens? Vrea să schimbe situația. E o întâlnire de destin între voi și acest personaj, posibil peștera, scorpion sau taur în mod special, sau alte aspecte. În fine, poate să fie și aer, whatever. Acest personaj simte foarte multe, dar își face griji cum să spună și cum să manifeste ceva real. Pentru că, am zis, simte asul de cupe. Simte. Poate chiar voi, dacă aveți planete în scorpion, că săgetătorul cu scorpionul sunt chiar vecini, nu? Poate aveți planete în scorpion. Iată. Da, există un personaj care... Da. Simte foarte mult, e obsedat, interesant. Obse. 15 l-am văzut, e sufocant, acaparator. Poate acasă, nu știu, dar simte foarte multe și vrea să atragă atenția într-un fel care poate rămâne de văzut dacă vă place, nu vă place. Ia. Justiția, am pus, iau, te marele preot lângă justiție. Să nu fie cineva căsătorit, că e nașpa, pe bune, e nașpa. Hai să vedem cu ce facem cu asta. Ha, soare, lună, Venus, ascendent. Și nodul nord, săgetător. Gândiți-vă bine, vindecați-vă, eliberați-vă de cupele goale, de cupele cu perinde, lucruri neîmplinite. Poate că cineva se gândește cum să se elibereze de un trecut ca să vină spre voi, că am văzut aș, nu știu, poate și un șaptu. Ia uite, regele de cupe. Asul de cupe. E interesant. Faetonul la drum. Un personaj cu sufletul plin pentru voi. De speranțe, să zic, de lacrimi, de dușeie, de tandrețe, de pasiune pentru voi. Ia. Uite, scorpion. Asul de cupe iar apare. Dar, pe de altă parte, poate scorpionul trebuie să blocheze un semn de pământ, nu știu. Da.
Da, interesant, să blocheze un semn de pământ sau să se elibereze de o familie. Pentru a manifesta ceva cu voi. În fine. Soarele nu vine să ascendent, nodul nord în săgetător. O dată, septembrie, de 2, 2022, de 3 ori. Eliberări de trădări, de suferință, de boli, de supărare. Soarele, frumos în trecut, a fost frumos cumva, nu? Și s-a încheiat cu moartea. Poate aveți pe cineva cu marcaj în semnul leului, cu care probabil ați încheiat o perioadă, o relație, că e șapte. Nu știu. Sau vă pregătiți să transformați relația dintre voi și cineva cu marcaj în zodia leului, să transformați că e moarte și renaștere. Vedem la clarificări. Dar cert este că învățați să vă protejați sufletul. Poate acest soare să fie egoul cuiva de care învățați să vă protejați. Pentru că acel ego, apropo de narcisiști, vă distruge dacă nu vă protejați. Și atunci, probabil ați trecut printr-o moarte a egoului vostru și transformarea egoului vostru în această lecție, șapte Saturn pentru mine. E o relație. Dar mai vedem la clarificări. Faitul, nu mergeți mai departe către steaua voastră. Uite, asul de cupe, către o nouă dragoste. În primul rând, către vindecare. Lucrați în grădina voastră, lucrați și o mențineți într-o stare de hidratare bună. Adică nu lucrați la modul automat, puneți suflet în ceea ce lucrați, în ceea ce investiți. Face parte din această cărare către care sau care vă va duce către misiunea voastră, către stea, către vindecare, faetonul. Poate cineva de la drum să vină să vă ofere o nouă dragoste, să investească în voi, sună frumos, rămâne de văzut. Faeton. Patru de cupe. Regina de bâte. Puteți să fiți voi pasionari. Posibil această ofertă să vină. Am zis, în trecut a fost frumos. În trecut a fost frumos, a fost soare, a fost bine, într-o anumită relație. Poate cineva celebru, poate cineva important cu soarele. Dacă este la distanță, probabil că trebuie să încheiați din cauza distanței. Dar orice ar veni acum, primiți cu foarte mare precauție șapte de monede și patru de cupe. Sunteți foarte selectivi. Pe de altă parte, probabil personajul acesta, dacă v-a mai întâlnit, nu zic neapărat că ați relaționat, poate ați fost defensiv, că ați fost ocupați cu alte lucruri. Poate trebuia să circule. Sunt situații și situații. Posibil, dacă v-ați mai întâlnit, să se fi ocazia dintre voi să fi trecut așa printre degete. O să fi fost o ocazie pierdută. Și atunci cineva vrea să vină să o... Că am văzut, uite, moartea, asul de cupe și patru de cupe. Cu alte cuvinte, cineva poate, probabil, voi știți, v-a mai oferit la un moment dat o prietenie, dragostea, dar poate că erați ocupați. Sau ei erau ocupați. Rămâne de văzut la clarificări. Ideea este că acum, dacă ați învățat din experiența cu narcisiștii, cu oamenii prea strălucitori, cu focul prea mare care arde, ați învățat să fiți precauți și să vă vindecați și să vă iubiți. O nouă dragoste poate să fie față de voi. Lucrez mai profunde. Vă iubiți, vă iubiți, dar mai aveți multe de vindecat, de investit, de transformat în voi, de studiat cu valetul de spade, de descoperit, de informat. Ideea este că oricum sunteți selectiv, cum zisei mai devreme, zic și eu, nu solteancă, dar mai alin și eu.
și vă descoperiți un nou sens, o nouă pasiune în voi, neapărat un nou hobby, un foc în voi care vă ajută, eu știu, în proiectul viitor, în, eu știu, iubirile viitoare, să vă folosiți creativitatea, energia fizică, spirituală, să vă folosiți altfel. Dar se pare că totuși cineva vrea să se împace, apare judecata. 3 de cupe. De monede. Împăratul. Posibil personajul acesta foarte important. Împăratul, regina de spade, cu care probabil la locul de muncă posibil. Dacă v-a pus într-un triunghi amoros, mare grijă. De-aia sunteți, iată, 3 de cupe, 3 de cupe. Judecata și 3 de cupe. Mare grijă. Da. Ia uite, 10 de monede. Da, în fine. Sunt multe. Vedem ce mai fi. Hai să lăsăm doar judecata, eventual. Voi rețineți această informație, sper să nu o uit. La capătul setului de cărți, regele de cupe. Patru de spade. Putere. E un personaj care tot încearcă să-și facă curaj, să se gândească cum să vă abordeze, pentru că simte foarte multe emoții. Foarte multe emoții. Hai să vedem totuși situația prin care treceți. Mulița, stai și tu cu minte. Hai, lasă-mă să termin. Săgetător. Soarele nu vine să ascendem, nu vine să săgetător. Ca să fii mai aproape de, eu știu, situația. Septembrie-octombrie, săgetător, soarele nu vine să ascendem. Wow, ce-a sărit eu. Ioi, nori. Nori pe cer, umora. A venit 5, dar a venit invers. Veți manifesta ceva nou, asta este clar, la un moment dat. Vă veți vindeca, veți avea parte de abundență, dar deocamdată în această perioadă pentru unii dintre voi sunt niște nori. Sunt niște probleme. Sau poate o persoană dragă la distanță, dragă sau care e interesată de voi să treacă prin niște situații critice. Să piardă bani, anumite poziții, anumite contracte, 10 și 8, ruperea unui contract, probleme legale, probleme de care țin de moștenire. Sunt la distanță și voi probabil că teoretic ar trebui să așteptați. Dar așteptați, cum să zic, într-o altă postură, nu nici pe, în poziție nici de victimă, nici de om care așteaptă să-i pice în brațe, eu știu, oportunități. Aș spune că așteptați cu încredere. Cu încredere, în ce să zic, investiți în voi și în viața voastră până se rezolvă acea situație. Dar totuși, să pun. Hai, mai dăm o carte. Nu știu ce că a venit asta așa. Mai dăm o carte pentru să se tot. Deși cărțile astea, nu știu de ce, o mențin invers. Poate n-ar trebui, poate ar trebui, poate un mesaj totuși pentru cineva. Ia uite, măi, iar apare. Probleme. Un bărbat, 27-28, 24. Un bărbat care iubește, dar care probabil trece prin mari transformări. Chestiuni care țin de familie, de bani, de moșteniri, de tradiții, de genealogie, de ce vreți voi. Poate că veți afla. Poate vă va scrie, poate vă va povesti cu valetul de spade când va dori să se împace sau să renască ceva. Cinci duce cu marele preot, da? Căsătorie, cultură, religie, profesorat, ghidaj.
Hai să vedem. Sunt mai multe variații de la un om. Clarificăm soarele pentru săgetători. Te rog frumos, soarele pentru săgetători. Am zis semne de foc. Soare, săgetător, poate și berbec. Pești, rac, scorpion foarte mult, rac foarte mult, poate și pești. Gemeni, balanță. Vărsătorul nu-l văd în poziția de valet. Vărsătorul este destul vorbăreț. Ceva legat de Pluto, poate fecioară, că suntem în zodia fecioare încă. Hai să vedem soare. Clarificăm soare pentru săgetători. Soarele pentru săgetători. Soarele mai veni să ascendem în nord în săgetător. Clarificăm soarele pentru săgetători. Uf! 8 de spade! Măi, nu știu de ce, am senzația că există un sentiment de victimizare, de sper că nu l-ați trăit voi sau poate l-ați trăit la un moment dat, în fața unui personaj destul de egoist. 8 de spade este un sentiment de victimizare, că eu nu sunt bun, că eu ăla e prea strălucit, eu sunt simplu, eu sunt amărâtă, ia uite, ăla are bani, ce poziție socială. Eu nu sunt. Din acest motiv, ia uite, v-ați atins victorile mai greu, unii dintre voi, cu griji, cu lacrimi. Foarte greu ați reușit să ajungeți la asul de spade și la capacitatea de a spera și de a vedea în viitor. Poate după această perioadă de victimizare în preajma unei persoane care posibil v-a eclipsat, să se fi manifestat trezirea, vindecarea de acest sentiment că eu nu sunt bună. Eu sunt prea simplă pentru sau prea simplu pentru. Poate altcineva în viața voastră, voi știți. Zic poate, pentru că etalare colectivă nu e personală, dar nu uitați, 8 de spade și soarele. Narcisistul și victima, asta e clar. Nu dacă este cuplu pe care l-ați trăit voi sau o persoană din viața voastră. Dar cum zisei mai devreme, poate că asta v-a învățat să fiți mai precauți și să puneți granițe, 7 de bâte pentru mine, granițe personale și asta e super minunat. Cine nu te doboară, cine nu te omoară, te face mai puternic. Acum, 6 de cupe în timp ce vorbesc. V-a învățat să o luați la zero. Eventual să vă vindecați copilul interior, iar chestiuni de familie, un suflet pereche, poate căsătorit, eu știu. Clarificăm 7 de bâte. Am trecut 7 de bâte. Ioi! Ce am mai? Baul. 7 de bâte. Sper că n-ați iubit un bărbat căsătorit. Sau foarte important. Dacă e, știți bine, că v-ați simțit nepotriviți, nepotrivite, cu toată dragostea pe care a purtat, ați considerat că eu sunt prea mică, eu nu sunt, el e mare și important. Și a trebuit să învățați să alegeți. Ori să vă luptați cu voi, ori să vă transformați, că apare moartea, apare puterea. Azi, ce nu vă omoră, vă fac mai puternici. O dragoste care... E o lecție aici, o lecție spirituală, o dragoste care v-a învățat să vă transformați, am zis. Da, să luați la zero, să vă iubiți pe voi. Să fiți independenți. Să aveți încredere că veți găsi o altă pereche care posibil să fie liberă și să vă înțeleagă. Clarificăm moartea. Aici 7 de cupe. Eu ar spune că e moartea confuzilor. Dacă ați avut opțiuni, sau dacă n-ați văzut că aveți opțiuni, pentru că erați cu, soarele meu, iubirea vieții mele, acum vedeți
opțiunile. Și opțiune înseamnă și, băi, vreau să fac nu știu ce curs, vreau să mă duc să fac fine, să cânt, să citesc, să mai găsesc un job, să, eu știu, să mă și plimb, să am grijă și de... Astea pot să fie opțiuni, nu neapărat oameni, nu neapărat amoruri. A, pot să fie și amor, oameni care vă simpatizează, cu care rezonați profesional, sentimental, tentații, sunt. Oricum, orice ar fi, acum le vedeți. Până atunci nu vedeați decât acel soare. Wow! Și vedeți, interesant? Care era ideea? Da. Faetonul. Faetonul 9 de spade. Faetonul lasă în urmă 9 de spade. Merge și urmează faetonul. Lăsați în urmă grijile, stresul, confuziile, mergeți către eremit, către analize, fecioara. Perioada fecioare, vedeți cum se leagă, da? Exact astea două. Introspecție, lăsați în urmă stresul, grijile pe care vi le-au făcut, confuzii, lumina pe care v-a proiectat, o lumină falsă, acea relație. Și alegeți, vă faceți planuri de viitor, cum să vă echilibrați viața, cum să vă bucurați de prieteni, să vă lucrați casa, cum să vă atrageți flacăra geamă. Oh, câte aveți de făcut! Faetonul. Ioi! Ce am mai cu ioi? E cineva din Ardeal? Cred că sunteți de prin Ardeal. Ia uite! Acum, spre ce mergeți? Spre un suflet pereche cu care puteți să aveți stabilitate. Nu să fie ei căsătoriți, nu să vă căsătoriți voi cu ei. Sau, dacă nu e vorba de căsătorie, că poate unii nu vreți contracte, vreți ceva stabil. Poate să fie și colaborare la locul de muncă care aduce bani. Du-te cupe, nu poate să fie prietenie, nu neapărat amor, dar cu asul de cupe este posibil. Vă stabiliți, Da, faceți niște alegeri, ați făcut deja alegerile. Frumos ar fi să vină cineva. Bine, acum vorbiți din perspectiva voastră, dar posibil pentru unii să vină de la drum un suflet pereche care să vă ofere stabilitate. E, ce ideal ar fi. Hasul de cupe. Hasul de cupe. Eu vreau să râd. Ia uite, 7 de... Nu știu, 7 de bâte. Să nu fiți prea defensiv cu această nouă dragoste. Ia uite. Ați fost arși? Vedeți cu ochișorii voștri. Ați fost arși? V-a pus, eu știu, Xulescu în așteptare. Vi s-a vorbit, poate, uneori prea dur. Acum trebuie să alegeți între... Și eu m-am ars de lună. La lună nouă în fecioară, în perioada aia, m-am ars pe mâini de nu pot să zic. Așa, trebuie să alegeți între o nouă pasiune și situația în care v-ați consumat foarte mult, despre care am vorbit mai devreme, 10 de bâte, v-ați consumat. Vă ars soarele, ce să mă... Săgetător, nesăgetător, v-ați ars. Dar, nu atât de mult încât să nu învățați și să mergeți mai departe. Și acum, cine vine cu doi de cupe și cu asul de cupe, probabil că are de lucru. Pentru că, da, ok, simt pasiune, știu, am înțeles, mă mai gândesc. Poate să fie ei, dar eu vorbesc totuși despre voi. Mă gândesc. Prin ce am trecut, nu mai vreau să trec. Acum, cu toată pasiunea asta, chiar dacă e o bâtă cât 10, scuzați-mi conotațiile sexuale, dar tot sunt precaută. Chiar dacă mi se umfle sufletul de bucurie, tot sunt precaută. Șapte de monede. Da, unor e bine să fii precaut. Doar nu foarte mult. Zic și eu, dau sfaturi că poate eu sunt extrem de precaută. Poate eu trec în extrema cealaltă. Da. Nu faceți ca mine să treceți în extreme. Atât cât trebuie. Dar văd că se repetă 7, 7, 7, ați văzut și voi urmăriți, dați în urmă. Ia uite, 7 și regele de monede. Ia uite, așii. Da, trebuie să vă vindecați de această mare, mare durere. Mare durere. Poate și persoana care vine are, nu cam așa se întâmplă, nu că poate cu siguranță și persoana care vine are multe de vindecat. Dar
Rămâne de văzut dacă manifestați și dragoste și pasiune în cazul în care aveți totuși. Cred că acum totuși v-ați concentra pe colaborări practice, fructuoase, 7 și cu 1, 8, la locul de muncă. Nu ne-aș dacă vorba de locul de muncă, cât să munciți voi pentru stabilitatea voastră, să munciți voi pentru afacerea voastră. N-am văzut, e aici, a, nu? A apărut parcă și asul de monede? Parcă la început. A spune că, nu știu, am zis că aveți opțiuni, vreți să dați la facultate, să mai faceți un curs, să ajungeți la regele de monede, unii dintre voi. Studia săgetătorului, săgetătorul se presupune că face cursuri, nu? Săgetătorul, în general, reprezintă educație post-universitară, adică master sau cursuri post-universitare, cât să vă ofere o autoritate. Dar, noi totuși mai dăm o carte pe 7 de pute. Pe ce să? 7 de pute. Sau pe regele de monede. Fecioară, Taur, poate și Capricorn. Trei de cupe. Mura, oprește-te un pic, te rog. Ce pot să spun? Trei de cupe și regele de monede. După o lungă așteptare, poate vă întâlniți cu o persoană dragă foarte importantă. Un tată pentru unii dintre voi, un soț care vine de departe dacă a plecat să muncească. Dar mare grijă dacă e un personaj la locul de muncă să nu vă pună în triunghiuri amoroase. Sper că ați învățat. Pentru că trebuie să vă vindecați de o pasiune, acum e invers cărțile, vedeți, contează și poziția, de o mare pasiune care v-a simțit extrem de trădați și trebuie să vă vindecați. Nu mai vreți. Dacă sunteți a treia, a patra, a cincea, o roată, cât aveți voi de la trotinetă, nu. De-aia sunteți defensivi. Aveți dreptul. E dreptul vostru. Patru de cupe. Am văzut că sunteți selectiv, da? Totuși, patru de cupe. Săgetător, soare, nu avem să ascendem, avem în ordine săgetător. Patru de cupe. Patru de cupe, patru de spade. Vă vindecați de această iubire care a trecut printre degete sau, eu știu, pasiune, ce-o fi fost. Vă gândiți bine. Vă gândiți bine, domnule, nu e mai bine să mă concentrez pe grădina mea, pe banii mei, pe stabilitatea mea? Vă gândiți cu regina de spade la acest as de cupe? Pentru că ați fost trădați. Și vă vindecați de ceva timp și încă va mai dura, probabil. Cu cinci de cupe și cu steaua. Poate pentru... dar nu văd totuși chiar atât de multe semnale că un semn de aer v-ar face curte. Nu prea cred. Regina de bute? Nu prea apare, cel puțin în etalarea asta, nu prea apare cu un semn de aer va face curte, nu știu. Văd foarte multe bâte, cupe și monede. Adică, peștrac scorpion, fecioară taur capricorn, leu, săgetător berbec. Aer foarte puțin. Regina de bâte. Regina de bâte. Uite monede, da. Vă gândiți, albă sau neagră, personajul sufletul pereche sau personajul acela important, împăratul, regele de monede. Totuși, cred că aveți de ales între două persoane. Cu doi de monede sunt foarte convinsă că aveți de ales. Iau, dar zero. Vreți ceva.
dar tot o să vă mai bruieze acest împărat, acest împărat, acest... Uf. E o persoană puternică în viața voastră. Relația dintre voi și acest personaj a stagnat. Poate că a mai apărut un cavaler, poate a mai apărut o aventură posibil pentru unii dintre voi. De-aia zic că aveți de ales între două persoane. Dar ideea este că voi ați cam vrea să o luați la zero. Mai dăm o carte pe doi de monede. Poate un alt semn care are o altă relație și pe voi. Un alt semn de foc, vreau să zic. Un alt semn de foc pentru unii dintre voi. Care e între familie și această dorință de a fi cu voi. Și poate să fie și ascendentul de foc al cuiva cu regina de bâte. Sau Venusul, sau eu știu. Luna, că tot energie feminină, Luna sau Venus sunt semn de foc. Dăm pe doi de monede. De ce doi de monede pe regina de bâte? Haide, te rog frumos. Doi de monede pe regina de bâte. Clarificăm doi de monede. Ce vrea să echilibrez această? Pentru că se vede că încercați să vă păstrați echilibru. 7 de bâte, 7 de monede, 4 de spade, 4 de cupe. A fost rău de tot. Am zis, între victimă, la stadiu de v-ați victimizat unii dintre voi. Sau poate persoana, nu știu, ia uite, regina de cupe. Vindecare, emoții, dragoste, nu... Da, ia uitați, refuzați. Refuzați pentru că... Refuzați orice ofertă. Patru de cupe am văzut mai devreme. Regele de... Ia uite. Încercați să fiți... Poate aveți un semn de aer, poate aveți un semn de foc aventuros, nu contează, semn de pământ ce-o fi. Refuzați anumite oferte pentru că ați suferit foarte mult. Și vreți să vă concentrați pe ce? Pe renașterea voastră nouă de cupe. Vreți să vă vindecați, să vă iubiți și să renașteți. Regina de cupe ar putea să fie... sufletelul vostru. Ce înseamnă? Eu așa văd. Vedeți că iar apare judecata și urmează judecata. Renașterea. Vreți să gândiți bine. Nu mai să fiți impulsivi. Nu. Valetul de spade. Valetul de spade, săgetător, soare, în avens, ascendent, avem avens, săgetător, valetul de spade, te rog frumos, clarificăm, valetul de spade, clarificăm, valetul de spade, la locul de muncă cineva, da, blocați comunicarea cu cineva și vă concentrați pe muncă, sau, da, așa spune. Orice mesaj, asta e comunicare simplă, posibil că este sub regele de monede și trei de cupe, persoanele care sunt căsătorite și vă pun în triunghiuri amoroase sau dați-mi voie să folosesc această expresie populară, chiar dacă nu este tocmai literară, da? Se dau importante, se dau cu bani cât să vă aibă, să vă creeze confuzii, să vă aibă la pat, să se simtă bine, da? Comunicări simple, nu foarte profunde, blocați așa ceva. Poate vă dau mesaje de împăcare, hai să ne împăcăm, nu. Bloc. Vă concentrați pe muncă. Voi trebuie să vă găsiți ce stabilitatea și autoritatea și vreți să lucrați pentru, eu știu, familia voastră, poate, nu? Aia viitoare care o fi, sau respectul față de voi. Ia uite, vă vindecați, măi. Valet, alt valet. Nu. Intuiția vă spune că veți avea dragoste și adevăr după ce vă vindecați de imaturi sexual, emoțional, eu știu,
conceptuali. Și după ce vă temperați impulsurile sexuale, iar cu valetul de bâte vă temperați impulsul sexual și atunci intuiția, regina de cupe și marea preoteasă vă spune că va fi. Trebuie să vă păstrați un pic temperanța. Și asta e etapa aceea, știți, a săgetătorului, care este jumate, animal jumate, om, care tinde cât mai sus. Unii ați trecut, da, de zona aceea a animală, a impulsivă, primară. Judecata. Aș zice zi, pentru că așa îmi vine în gând. Sunteți chemați la altceva. Judecata pentru săgetători. Ioi, ce am, drag, ia uite. Să înțelegeți. Cum de v-ați putut manipula singur sau v-a manipulat alții, crezând că o să fiți căsătoriți cu ei și de fapt v-a creat conflicte? Aici, povestea de aici, ați crezut soare, wow, că ei sunt super, super și de fapt ați suferit pentru că a fost 8 de spade, da? Au fost conflicte. Și acum înțelegeți, judecați, analizați și înțelegeți că v-ați păcălit. Poate că și ei au încercat să... Dar în primul și în primul ce încearcă ei, problema lor este că noi ne păcălim. Acum, alt mesaj ar mai fi. Am zis, vă concentrați pe muncă. Vă gândiți bine cum să vă vindecați, cum să renașteți și cum să luptați 5 de bâte pentru fericirea voastră, cum să, pe care vreți să o manifestați cu orice chip. Nu. Ia uite. Da, înțelegeți că stați pe loc pentru că ați fost, jocuri mentale, mai, minciuni, mai. Posibil semn de pământ azi a încercat să vă ofere o nouă relație, dar v-a oferit dureri de inimă. Sau semn de aer pentru unii, sau semn de foc pentru alții. Acum înțelegeți. Regele de spade înțelege. Când va ieși Mercur din retrogradare, că tot avem acum și spânzuratul și eremitul, da, tăcerea aia, în perioada de Mercur în Fecioară. Când va ieși, veți fi înțeles multe, multe lucruri. Nu trebuie să vă zic, poate îmi scrieți, poate îmi povestiți, poate pur și simplu vă scrieți într-un jurnal ce ați înțeles, judecata și eremitul. Ce ați înțeles, ce ați vindecat și, ce, și cât sunteți dispuși unii dintre voi să manifestați ceva nou. Acest nou, da, înseamnă 10 de cupe, înseamnă un cuplu frumos, dar în acest cuplu 5 de bâte. Să aveți un personaj care se luptă pentru voi, nu care vă pune în triunghi, în 3 de cupe, în eu știu ce alte chestii. Care se luptă pentru voi, aș spune. Posibil totuși cineva va dori să se lupte, nu știu, ori voi pentru un ideal. Pluto. Fecioară sau Mercur. Pluto și Mercur pentru unii dintre voi. Lună și Mercur. În fine. Unii dintre voi cu acest mesaj, tot ce faceți acum, transformați o tendință, să zic, a familiei voastre. Vă eliberați de niște rădăcini foarte adânci. Cu
8 și cu 5 invers, vedeți și voi, vă eliberați de niște rădăcini foarte adânci. Undeva în eu știu, familia voastră, care v-a atras asemenea relații, victimă, narcisist. Și mergeți în acest moment către echilibru personal. Dar, dragii mei, e posibil acum să citești despre cineva din viața voastră, că totuși apare bărbatul acesta. Poate pentru unele dintre voi acest bărbat trebuie să se trezească cu judecata, cu moartea, cu transformarea. Poate el trebuie să se elibereze de aceste tendințe generaționale, concentrate pe bani, pe poziții sociale și mai puțin pe suflet. Și faptul că îi refuzați, că îi țineți la distanță, e o lecție pentru ei și ei se transformă. Vedeți unde sunteți? Pentru că oricum e posibil și una și alta. Eu zic că mesajele vin și de o parte și de alta. Știți că de obicei văd mai multe și sper să nu vă creez confuzii, dar măi, dacă vin mesajele, le transmit. Nu uitați că sunt etalări colective, vă selectați mesajele, dar nu zic pentru cititători. Iar cred că am vorbit mult și am zis că fac o jumătate de oră, ia, 40 de minute, hai, cititători. Săgetători. Poate o fecioară vrea să renască ceva cu voi, că văd semn de fecioară, să se lupte pentru a fi cu voi. Sau, dacă aveți, sunteți săgetători cu planete în semne de apă, mai ales, sau cu nodul lor planete în semne de apă. 10 de cupe. Și veți vedea. Dar așa cum ei stau să se gândească, să fiți serioși, că și voi stați și vă gândiți. Și voi stați și ascultați etalări de tarot, eu știu ce chestii de astrologie, ca să înțelegeți. Nu, adică dacă vorbesc despre ei, vorbesc despre voi. Nu pot să limitez mesajul la o singură persoană. Eu cred că atunci când apare judecata, da, este avertizare pentru voi, alte demonstrații, alte dragoste. Posibil cineva cu, a zis, vrea să lupte. Posibil cineva vrea să lupte pentru acest... Sau vreți oameni care demonstrează dragostea, nu care încearcă să vă eclipseze, ori să vă pună la pământ, sau să vă victimizeze, sau să vă considere nepotriviți, nepotrivite, sau care nu se luptă. Dom'le, mă iubești? Luptă pentru mine! Află ce este important pentru cei pe care iubești și acționează conform. Ia uite. Și vouă v-a apărut. Extraordinar. Măi, dacă e dragoste, spune și luptă. Exprimă. Da? Asta vreți. Și posibil, da. Unii dintre voi, știți voi. Unii dintre voi trăiți o dragoste adevărată sau veți trăi. Așteptați să manifestați, că manifestați 10 de cupe. Dar veți manifesta această dragoste adevărată, în care cineva demonstrează și se luptă, da? După ce vă vindecați, păi, întoarceți inima către lumină. Asta înseamnă că a stat undeva în întuneric, aici, în victimizare. Victima și narcisistul. Pentru unii dintre voi, nu știu pentru cine vorbesc. Sau poate o persoană din viața voastră. Rămâne de văzut. Îmi povestiți voi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau.